Un nou program guvernamental de dezvoltare și modernizare activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață este disponibil prin Oficiul Teritorial pentru Întreprindere Mici și Mijlocii și Cooperație Târgu Mureș. Societățile care îndeplinesc cumulativ mai multe criterii de eligibilitate prevăzute pot beneficia de suma de 135.000 de lei, bani nerambursabil. Dacă se epuizează bugetul, bineînțeles, noi deja știm că am avut pe, în perioada asta, mult la start, solicitările vor depăși cu mult bugetul alocat, care este, ca și ajutor financiar nerambursabil, de 18 milioane lei. Prima condiție pentru a beneficia de acești bani este ca societățile să se înscrie în acest program și să prezintă un plan de afaceri. Printre criteriile de eligibilitate se numără obiectul de activitate, cel puțin 2 ani calendaristici de la înființarea firmei, să nu fi beneficiat în ultimii 3 ani de finanțare nerambursabilă, să nu aibă datorii la bugetul de stat, o cifră de afaceri netă de până la 50 de milioane de euro. Numărul de salariați mai mic de 250 să nu fie în stare de dizolvare sau chiar faliment. Trebuie să aibă activitatea pe teritoriul României, să fie înregistrat în, la UNRC, trebuie să aibă cel puțin 2 ani vechime, deci este un lucru nou față de celelalte programe, și trebuie să aibă acel cod care ca e autorizat cu cel puțin 3 luni înainte de deschiderea aplicației, adică 6. E, iulie 2015. Pentru a participa la acest program, fiecare solicitant trebuie să se înscrie online pe site-ul www.aippimm.ro, începând din 6 iulie de la ora 10 și până în 15 iulie ora 20. După crearea contului de înscriere, aplicația va trimite automat un mesaj și un link de confirmare pe adresa de e-mail a solicitantului. După confirmare, aplicația de înregistrare a planului de afaceri va deveni activă pentru completarea online și încărcarea în aplicația documentelor solicitate.